Necunoașterea creștinismului este cea mai mare nenorocire. Câteva fragmente ale Sfântului Ignatie Briancianinul. Ce priveliște vrednică de tânguire amară sunt creștinii care nu știu în ce constă creștinismul. Iar această priveliște se înfățișează acum aproape neîncetat privirilor. Acestea sunt mângâiate rare ori de priveliștea contrară, care negreșit e mângâietoare. Rare ori pot, în gloata cea numeroasă a celor ce își dau numele de creștini, să se oprească asupra unora care sunt creștini și cu numele și cu fapta. Neștiința calcă în copitele sale cele mai de preț mărgăritare ale unei predanii, adică învățături, și ale unei așezământ dumnezeesc. Întocmai, pricina acestor lucruri este neștiința. Să nu credeți că neștiința este un rău neînsemnat. Sfinții părinți socot neștiința un rău mare, un izvor al răului, din care răul se naște într-o deplinătatea îmbelșugării. Preacuviosul Marcul Ascetul spunea că neștiința este cel din tâi și de căfetenie uriaș al răutății. Neștiința nu își cunoaște neștiința. Neștiința este pe de-a întregul mulțumită de știința sa, a spus un alt părinte. Ea, neștiința, este în stare să facă mult rău, fără a bănui câtuși de puțin că îl săvârșește. Spun asta din compătimire față de oamenii care nu înțeleg în ce constă vrednicia omului, față de creștinii care nu știu în ce constă creștinismul, care lucrează din neștiință spre vătămarea lor. Creștinilor, voi judecați despre mântuire, dar nu știți ce e mântuirea. Nu știți de ce au oamenii nevoie de ea. În fine, nu-L știți pe Hristos, singurul nostru mijloc de mântuire. Iată adevărata învățătură despre aceasta, învățătura Sfintei Biserii Sobornicești. Mântuirea stă în recăpătarea împărtășirii cu Dumnezeu. Tot neamul omenesc a pierdut această împărtășire prin căderea protopărinților. Tot neamul omenesc este o tagmă de ființe pierite. Pierirea este partea tuturor oamenilor, atât a celor îmbunătățiți, cât și a răufăcătorilor. Ne zămislim în fără de lege, ne naștem în păcat. Mă voi pogori în iad la fiul meu plângând, grește Sfântul Patriarh Iacov despre sine și despre sfântul său fiu Iosif, cel feciorelnic și prea frumos. S-au pogorât la iad după încheierea pribegiilor pământești nu numai păcătoșii, ci și drepții Vechiului Testament. Iată puterea faptelor bune omenești, iată prețul virtuților firii noastre căzute. Pentru a reface împărtășirea omului cu Dumnezeu, altfel spus pentru mântuire, era neapărată nevoie de răscumpărare. Răscumpărarea neamului omenesc a fost săvârșită nu de un înger, nu de un arhanghel, nu de vreo altă dintre ființele înalte, dar mărginite și zidite. A fost săvârșită de însăși Dumnezeu, cel nemărginit. Pătimirile, partea neamului omenesc, au fost înlocuite de pătimirea lui.
Lipsurile meritelor omenești au fost acoperite de vrednicia lui cea nemăsurată. Toate faptele bune omenești, care sunt neputincioase și se pogoară în iad, au fost înlocuite de o singură faptă bună puternică: credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul a fost întrebat de către iudei: ce să facem ca să lucrăm lucrurile lui Dumnezeu? Domnul le-a răspuns: acesta este lucrul lui Dumnezeu, să credeți în Cel pe care L-a trimis El. O singură faptă bună ne trebuie pentru mântuire: credința. Însă credința se arată prin fapte. Biserica a mărturisit dintotdeauna că unul singur este mijlocul de mântuire, Răscumpărătorul. Ea a mărturisit dintotdeauna că până și cele mai mari virtuți ale firii căzute se pogoară în iad. Dacă drepții adevăratei biserici, luminătorii din care lumina Duhul Sfânt, prorocii și făcătorii de minuni, care credeau în Răscumpărătorul ce avea să vină, dar care s-au săvârșit din această viață înaintea venirii Lui, dacă aceștia s-au pogorât în iad, cum vreți ca păgânii și mahomedanii, care nu L-au cunoscut pe Răscumpărător și nu au crezut în El, ori ereticii care s-au lepădat de El, să primească pentru faptul că vi se par dumneavoastră oameni de treabă mântuirea, pe care ne-o aduce un singur mijloc, unul singur, repet, care este credința în Răscumpărătorul? Creștinilor, cunoașteți-L pe Hristos, înțelegeți că nu-L cunoașteți, că v-ați lepădat de El, socotind că mântuirea este cu putință fără El, pentru nu știu ce fapte bune. Cel ce crede că se poate mântui fără credința în Hristos, se leapădă de Hristos și, poate fără să-și dea seama, cade în păcatul greu al hulei împotriva lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Iacov cere neapărat fapte bune. El învață că credința fără fapte este moartă. Cercetați ce anume cere Sfântul Apostol Iacov. Veți vedea că el cere, la fel ca toți scriitorii de Dumnezeu insuflați ai Sfintei Scripturi, faptele credinței, nu faptele bune ale firii noastre căzute. El cere credință vie, mărturisită prin faptele omului celui nou, nu faptele bune ale firii căzute, ce sunt potrivnice credinței. Dacă sunteți creștini, ar trebui să aveți despre aceasta o concepție creștinească, nu alta, samavolnică sau luată de nu știu unde. Evanghelia ne învață că prin cădere am dobândit rațiunea cea cu nume mincinos, că rațiunea firii noastre căzute
Oricare ar fi valoarea ei naturală, la orice treaptă de sofisticare ar fi ajuns prin înțelepciunea lumească, păstrează valoarea pe care i-o dă căderea. Rămâne rațiune cu nume mincinos. Trebuie să o lepădăm. Trebuie să ne încredințăm călăuzirii credinței și sub această călăuzire, la vremea potrivită, după nevoințe însemnate în bună credință, Dumnezeu îi dăruiește robului său credincios înțelegerea adevărului, altfel spus, rațiunea duhovnicească. Această rațiune poate și trebuie recunoscută ca rațiune sănătoasă. Ea este credința cea adeverită pe care Sfântul Apostol Pavel a descris-o atât de bine în capitolul 11 al epistolei sale către evrei. Temelia rațiunii duhovnicești este Dumnezeu. Pe această piatră tare se zidește ea și de aceea nu se clatină și nu cade. Temelia rațiunii duhovnicești este Dumnezeu. Pe această piatră tare se zidește ea și de aceea nu se clatină și nu cade. Zadarnică este trufia minții omenești atunci când încearcă să-L hotărnicească pe Dumnezeu, cel fără hotar, când încearcă să-i explice inexplicabilul, să supună judecății sale pe cine? Pe Dumnezeu. O asemenea întreprindere este o întreprindere satanică. Tu, care îți dai numele de creștin și nu știi învățătura lui Hristos, dacă din această învățătură cerească, harică, nu ai învățat că Dumnezeu este de nepătruns cu mintea, du-te la școală, ascultă ce învață copiii acolo. Profesorii de matematică le explică, vorbind despre teoria infinitului, că aceasta, ca mărime infinită, nu se supune legilor cărora le sunt supuse mărimile finite, numerele, că rezultatele lui pot fi cu desăvârșire opuse rezultatelor numerelor, iar tu, vrând să statornicești legi lucrării milostivirii lui Dumnezeu, zici, asta se potrivește cu ea, asta e potrivnic ei. Ea se potrivește sau nu cu rațiunea ta sănătoasă, cu concepțiile și cu senzațiile tale. Oare din asta reiese că Dumnezeu este obligat să înțeleagă și să simtă așa cum înțelegi și așa cum simți tu? Ori tocmai asta cer tu de la el. Iată un lucru cât se poate de nechipzuit și întru totul trufaș. Oare din asta reiese că Dumnezeu este obligat să înțeleagă și să simtă așa cum înțelegi și așa cum simți tu? Ori tocmai asta cer tu de la el. Iată un lucru cât se poate de nechipzuit și întru totul trufaș. Să nu credeți că această necunoaștere este un neajuns de mică însemnătate. Nu! Urmările ei pot fi pierzătoare, mai ales acum când în societate circulă nenumărate cărticele cu titlu creștin, dar cu învățătură satanicească. Neștiind adevărata învățătură creștină, puteți primi un gând mincinos, hulitor de Dumnezeu, drept adevăr,
Vi-l puteți însuși, iar odată cu el vă veți însuși și pierzarea veșnică. Hulitorul de Dumnezeu nu se va mântui. Să nu credeți că această necunoaștere este un neajuns de mică însemnătate. Nu! Urmările ei pot fi pierzătoare, mai ales acum când în societate circulă nenumărate cărticele cu titlu creștin, dar cu învățătură satanicească. Neștiind adevărata învățătură creștină, puteți primi un gând mincinos, hulitor de Dumnezeu, drept adevăr. Vi-l puteți însuși, iar odată cu el, vă veți însuși și pierzania veșnică. Hulitorul de Dumnezeu nu se va mântui. Nu vă jucați cu mântuirea dumneavoastră, nu vă jucați, altfel veți plânge veșnic. Îndeletniciți-vă cu citirea Noului Testament și a Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, nu a cărților apusenilor smintiți sau cu vizionarea filmelor, spun eu. Cercetați la Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe cum trebuie înțeleasă corect Scriptura, ce fel de viețuire, de gânduri și simțăminte se cuvine să aibă creștinul, pornind de la Scriptură și de la credința vie, să-L cercetați pe Hristos și să cercetați creștinismul. Înainte de a veni ceasul cel înfricoșat, în care vă veți înfățișa lui Dumnezeu spre a fi judecat, dobândiți îndreptățirea pe care El o dă în dar tuturor oamenilor prin creștinism. Răspunzând, Iisus le-a zis, vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ne spune Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie de la Matei. Necunoașterea creștinismului este cea mai mare nenorocire. Fragmentele au fost selectate din cărțile Scrisori către Mireni și Experiențe ascetice a Sfântului Ignatie Brian Cioninov. Amin.